Bine v-am găsit, dragilor! Astăzi gătim. Gătim o stropel de pui pe care am să-l servesc lângă o mămăliguță. Mi-am pregătit aici ingredientele și o să vă explic cum o să-l preparăm. Este foarte ușor de preparat și vă promit eu că o să fie și gustos. Mi-am pregătit așa. 6 copănele de pui. Adică, uite așa. Le-am spălat bine, le-am curățat. Sunt aproximativ 850 de grame de carne, da? Am cumpărat o tăviță din asta de copănele de pui, ciocănele, cum vreți să le spuneți. Mi-am pregătit aici frunze de pătrunjel, 4 roșii tocate. Am dat pielea jos și le-am tocat. Avem aproximativ 150-200 de ml de ulei, ulei vegetal, sare, piper, o căpățână generoasă de usturoi tocat, da? Eu l-am tocat așa mărunt, rondele. Nu l-am trecut prin presă să fie foarte, foarte mărunt, pentru că e, cel puțin mie, mi se pare mai bun așa, să-l simt un pic în mâncare. Mi-am pregătit aici ceva sărat. Am tăiat o ceapă mare julien, așa. Mi-am pregătit bulion, aproximativ 200 de ml de bulion, 300-400 de ml de apă caldă și mi-am pregătit aici făina de mălai pentru mămăliguță. V-am spus că o să servesc o stropelă lângă o mămăliguță. Se prepară foarte ușor, adică într-o tigaie am pus-o pe plită, o să pun la încins ulei vegetal, 150 de ml de ulei și am să prăjesc copănelele astea de pui foarte bine pe toate părțile, ca să se rumenească. Am să le scot din ulei și în uleiul acela încins am să pun la prăjit ceapa 2-3 minute, apoi am să pun usturoiul pentru încă 2 minute, 3, nu mai mult, pentru că se știe, usturoiul când se prăjește mult o să devină amărui și nu vrem acest lucru. O să pun apoi roșiile astea tocate, o să pun bulionul, sare, piper după gust și când o să fie toate preparate, îmbinate aceste gusturi, o să pun copănele de pui înapoi. Deci, ați înțeles, în ulei încins, ceapa, usturoiul, roșiile tocate, bulionul și o să vedeți că la sfârșit de tot o să pun pătrunjelul acela tocat, pe care eu nu l-am mărunțit foarte tare, că îmi place să se și vadă și să se simte la gust. Apă o să pun în această compoziție atât cât doresc eu să fie de zemos. Dacă doriți mai multă zeamă, puneți 300-400 de ml de apă. Dacă doriți să nu fie foarte zemos, o să puneți 150-200 de ml de apă. Am să fac o mămăliguță lângă și o să vă arăt cum arată la sfârșit rețeta mea. Dar haideți să ne apucăm de treabă, da?